Potrivit declarației transmise miercuri seară de ministrul educației, grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României a adoptat decuplarea scenariilor de funcționare a școlilor, de rata de infectare din localitate și adoptarea deciziilor de suspendare a prezenței fizice în funcție de cazurile confirmate la nivel de clasă, școală, în paralel cu intensificarea măsurilor de control din partea autorităților competente, în vederea respectării stricte a regulilor de protecție sanitară în școli. Decizia finală aparține Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care urmează să valideze măsura printr-o hotărâre. Răspunsul final va veni vineri. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a vorbit despre această măsură, anticipând decizia într-o conferință de presă pe tema vaccinării. Acesta a explicat și de ce școlile nu ar trebui închise și cum se va proceda. Este vorba despre dorința de consolidare a unui numitor comun cu privire la modul de funcționare al școlilor. La acest moment, regula este clară. În localitățile în care se depășește rata de infectare de 6 la 1000, la nivelul zilei de vineri, zi de referință, școlile ar urma să treacă în online, cu excepția școlilor speciale, grădinițele și creșele urmând să rămână deschise. Primind foarte multe solicitări, sunt convins că toți cei îndreptățiți să se pronunțe vor căuta acel numitor comun în interesul elevilor, atât din perspectivă educațională, cât și din perspectivă sanitară. Până vineri, așa cum am anunțat deja, va trebui să anunțăm cât se poate de clar, pentru că vineri este ziua în care anunțăm scenariul pentru săptămâna următoare, care sunt regulile. Dacă rămânem pe aceleași reguli, sau dacă, așa cum ne dorim noi cei din educație, dacă cei din domeniul sanitar sunt de acord, vom putea să menținem pe modelul grădinițelor și școlile deschise până la apariția unui număr de cazuri. Am analizat deciziile luate în toate celelalte state europene cu privire la modul de funcționare al școlilor. Cele mai multe state aplică principiul, școlile se închid ultimele și se deschid primele. Măsura a fost motivată de ministrul educației prin faptul că sistemul de învățământ din România nu este pregătit pentru online.